Luări de cuvânt, interpelări, inițiative legislative, declarații politice sau moțiuni, aceasta este în linii mari activitatea deputaților și senatorilor. Și toată această activitate este publică, fiind afișată pe site-urile oficiale ale Camerei Deputaților și Senatului, site-uri de unde am aflat date extrem de interesante despre activitatea parlamentarilor de Giurgiu. Consultând site-ul Camerei Deputaților, am aflat că cel mai activ parlamentar giurgiuvean este de departe deputatul Liliana Ciobanu. Cu 70 de luări de cuvânt în 50 de ședințe, 68 de declarații politice, 45 de inițiative legislative și 7 moțiuni, Liliana Ciobanu este lider absolut al parlamentarilor giurgiuveni. Printre subiectele extrem de diverse aduse în atenția deputaților de Liliana Ciobanu se numără scumpirea RCA, situația salariaților concediați de la ISU Vlașca, statutul artiștilor sau drepturile copiilor cu dizabilități. Deși la mare distanță de activitatea Liliane Ciobanu, locul al doilea unui clasament ad hoc al activității deputaților giurgiuveni este ocupat de Marina Anton, cu 30 de lor de cuvânt în 22 de ședințe, 8 declarații politice, 27 de propuneri legislative, 6 întrebări și interpelări și o moțiune. Și în cazul său, subiectele aduse în atenția Parlamentului sunt diverse, de la dezvoltarea zonelor rurale până la tăieri de copaci în județul Giurgiu sau circulația trenurilor pe ruta Giurgiu-București. Daniel Chițoi, un alt deputat de Giurgiu, are la activ 7 lor de cuvânt, 3 propuneri legislative și o moțiune, însă trebuie menționat că o bună bucată de timp din mandatul actual acesta a fost ministru. Doar de 3 ori a luat cuvântul în plen deputatul Ioan Viorel Teodorescu, care mai contabilizează în cei 2 ani de mandat 2 declarații politice, 20 de propuneri legislative, 2 întrebări și interpelări și 2 moțiuni. De departe, cea mai slabă activitate parlamentară este cea deputatului de Giurgiu Florian Nicolae, care a luat o singură dată cuvântul în plenul Camerei, atunci când a depus jurământul și semnează 18 propuneri legislative vizând funcționarea STS, reglementarea activității de voluntariat sau înființarea Muzeului Național de Artă Constantin Brâncuș. De cealaltă parte, cei 2 senatori giurgiuveni, Lucian Iliescu și Nicolae Bădălău, au o activitate aproximativ identică. Astfel, în timp ce Lucian Iliescu se poate lăuda cu 12 inițiative legislative, 7 declarații politice, 2 întrebări și 2 interpelări, dar și cu numai puțin de 153 de luări de cuvânt în plen, colegul său, Nicolae Bădălău, contabilizează în ultimii 2 ani 25 de inițiative legislative, 8 declarații politice, 10 întrebări, 11 interpelări și numai 10 luări de cuvânt în plen. Atât Iliescu cât și Bădălău au abordat în interpelările și declarațiile politice problema redeschiderii circulației feroviare pe ruta Giurgiu-București, dar și pe cea a realizării drumului de legătură între DN5, Vama Giurgiu și Podul Prieteniei.